Câte timp de 1,5 lei sunt într-o duzină sau ce cuvinte lipsezi din următorul fragment ce muzical? Ce cuvinte lipsezi din e cu muzică, da? Da. Domnilor, domnilor, nu vă dau variante. Paul, nu-ți dau variante. Vii din muzică, da, e obligatoriu să le știi. Hai, ascultați! Cu mare atenție, lipsește un cuvânt sau mai multe. Ascultați, nu vorbiți între voi. A venit aseară, mama, Maia, nu stânga, nu dreapta. Nu șoptiți, doamnelor, domnilor! Astăzi, domn... Hai! Hai, aveți jumătate de minut, chiar un minut! Sunt cu ochii pe voi, nu trageți cu privirea, nu încercați să copiați Angie! Celebră melodia! Lipseau... niște cuvinte sau un cuvânt, te văd încurcat, Angie. Hai, Gia, ai terminat de scris, fetelor. 8354, dacă vor fi eliminate. Horea și Fuego au câștigat. Paul, la bine, tine e jocul. Asta este o romanță superbă. O știi? Da. A venit aseară, mama, că nu ați prea înțeles vocea ce cântă, nu? Din sătul cui de departe, ca să-și vadă iar feciorul, astăzi, domn, cu multă carte. Astăzi, domn, cu multă carte. Este! Excelent! Acum e totul sau nimic. Bine, cântecul e foarte adevărat, pentru că vine odată ce te-ai căsătorit, ai familie, ai copii, ești la casa ta, atunci când vine mama la tine în vizită, nu ai cum să nu lăcrimezi. E o romanță celebră, una din cele mai cunoscute continuă, romanțe. Carte. A bătut sfios la ușă, grabnic i-am ieșit în prag, mi s-a umezit privirea de iubire și de drag. Paul, ascultă-te, umezește-le privirea și dă-le afară. Horea, fă-le să plângă! Tot eu! Fă-le să plângă, am fost de dor neinspirat. Hai, Horea! Ruxy Specialist Telecom. N-are cum să știi așa ceva. Ruxy! E ocupată cu telefoanele, cu radio... Ruxy! Dar, în general, când sunați la operatorul de telefonie mobilă, până intrați în legătură cu un operator, ascultați muzică. Romanțe, bine, romanțe, o cântă și Furduiancu, cântă mulți, mulți, au cântat-o, mulți au cântat-o. Ruxy, astăzi, domn, cu multă carte arată-mi, Ruxy. Yes, la revedere! Yes, you are! Incredibil! I'm out! La revedere! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 3, dacă dați afară, ați câștigat, domnilor! 3 doar! Sună mai bine acum! Camelia! Camelia! Domn cu multă carte! Romanță! Asculți romanțe? Nu? Camelia, astăzi, domn... Nu mai arăt! Arată-ne ce scrie, măi, Camelia, măi, Camelia! Interesant! Ar putea fi interesant. Adică să mă uit doar și să o rup, nu? Camelia, la revedere! Să nu vedeți! E mai bine așa! Ia-mi-și pastea, Camelia! 1, 2, 3, 4, 5. Domnilor, 2. 2, dacă dați afară, ați închis jocul. Hai, terminat jocul și ați câștigat. 2, 83 de milioane jumătate sunt în joc. Moldoveancă. E moldoveancă? E moldoveancă. Moldovenii sunt neștiți. Auzi, asta sunt o chestie. De 3 ori o să zice, când trebuie să vii răspuns. E moldoveancă! La aia cu Guzganu a avut dreptate, avea răspunsul moldoveanca. Vrei să n-o luăm pe Ruxy? E moldoveancă! E deșteaptă! E moldoveancă! 2, 4, 5 sunt aici. Ce-ar fi să încercăm chiar aici? Ramona? Vai, păi asta e cea mai deșteaptă, cum să dăm? Și ce dacă? Cum? Dacă e prea deșteaptă, n-ai timp să... Din ce zona țării ești? Din Moldova. Ești moldovean! S-a încurcat!
ca și vârlaș, să scarpine după... Ia uite, să scarpine la înceapă. De acum? Riscați pe Ramona? Nu, păi dacă e moldovencă. Păi ce treabă am acum? Moldovence. Cum? Toate suntem moldovence. Ia, mă, că toate sunt moldovence. Perfect, toate sunt... Toate. Nu, nu vindeți nimic, nu spuneți nimic, nu trădați nimic. Domnilor, alegeți. Riscați pe e Ramona? Greu. Hai, nu. E greu. Nu știu. Cum vrei? Domnilor, 5, 2, dacă dați afară, ați câștigat. 2! Câte trebuie să dăm? 2 mai trebuie să dați afară și ați luat banii. 83 de milioane jumătate. Hai, curaj, hai să discăm. Ce, s-o pui pe Ramona? Alege mă moldoveancă. Păi dacă... Păi ce moldoveancă? Toate sunt moldovence. Una dintre ele. Toate una dintre ele. Ca, sigur sunteți toate moldovence? Da, da, da. Perfect, perfect. Hai, 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 că e încurcată treaba. Mie îmi place să risc. Hai, no, riscă, dragă. Hai, Horea. Ramona, incredibil, reporter. Ramona a pus ochii pe tine, stai așa, ia-o încet. Ramona, ești singurul îngeraș rămas în picioare. Da. Ramona, 83 de milioane jumătate dacă pleci și tu s-a năruit șansa blondelor. Mai dați drumul la melodie încă o dată, mai dați drumul la melodie sub noi. Ramona, ascultă-mă, dacă pierzi, rămâne o blondă care poate fi eliminată și o câștigă ti. A venit aseară mama, cuvintele care lipseau erau astăzi, domn, cu multă carte. Bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, asculta romanțe, am crescut cu ei. Ei! Păi, Ramona! Ne-a salvat pe bani! E supremă! Da, pe greșeala ta, Horea! Stai așa, curiozitate! Vârlana a vrut-o pe, Ramona, fetelor! Eu am vrut-o pe Roxana. Arătați-mi, Roxana, domnul. Mama, ați fi luat banii. Ia uite, arată-ne, Roxana, cartea, că nu văd. Roxana, nu văd ce scrie la tine, Roxana. E domnul! Fecior. Fetelor, arătați-mi, arătați-mi! Ii, luați banii! Cartea toată! Ați fi luat banii. Da, îți dai seama. Nu mai risc niciodată. Păi nu mai risc. Mai ați fi luat banii. Ați fi câștigat 83 de milioane jumătate pe greșeala voastră. Fetelor! A, Gia, n-am văzut. Ce scrie la tine? Nimic. Ce scria? Nimic. Nimic? Erai praf? Mamă, mamă.